Doamne și domnilor, ați văzut imagini cu noul model Seat Leon Este. Acum vedeți imagini de la spectacolul de lansare, de prezentare al modelului la Salonul Auto de la Frankfurt 2013. Iar în minutele următoare vom intra în amănunte, vom vorbi despre acest model pe măsură ce informațiile vor fi dezvăluite unui public care aștepta orice. Numai așa ceva nu. Și veți înțelege imediat de ce. Eleganter, wunderschöner Kombi, auf den wir als Marke Seat wunderbar stolz sind. 1470 Liter Laderaum gehen in dieses Fahrzeug hinein. Ich denke mir, damit haben wir wirklich die beiden Ziele, Schönheit, Kraft, Dynamik. Der ist nämlich auch der leichteste Kombi in dieser Klasse mit 1233 nach unten, macht die Dynamik noch griffiger. Er verbindet hervorragende Qualität, die mit der Marke Seat inzwischen wirklich Hand in Hand. Natürlich aber, wie gewohnt, bei der Geschwindigkeit. Aber ein Bugatti wäre kein Bugatti, wenn er nicht auch auf der Technikseite. Der Leon beflügelt uns als Marke, nach innen wie nach außen. Wir sind stolz auf ihn. Wir sind froh, dass wir ein solches Produkt in den Händen haben. Die neue Säule, die neue zweite starke Säule der Marke Seat in Zukunft bilden. Wir sind stolz auf ihn. Und wir freuen uns auf die nächsten zu PK begrüßen zu können. Viel Spaß und einen schönen Abend noch. Alternativa spaniolă pentru Golful 7 variant sau pentru Skoda Octavia Combi are un portbagaj de 587 de litri și se poate spune orice despre acest veritabil cărăuș, numai că e sportiv. Nu se poate spune, deși este. Dar nu știm cui folosește. Cum să car ceva dacă vrei să prinzi suta în treapta a doua și să negociezi viraje strânse într-a treia? Cu mama mare și cu bebelușul îndesați pe bancheta spate. Încăpătoare, nu-i vorbă, dar e ca și cum l-am pune pe Ronaldo să care le-ți de bere. Sigur că ar putea să facă asta, dar cui ar folosi? Adică ce, el la asta e bun? Oamenii vor autograful lui, nu să-l vadă cărând butoaie cu varză. Dacă lăsați mătușa acasă și mergeți doar cu doamna sau, mă rog, cu cealaltă fată, na, puteți rabata bancheta și căpătați un portbagaj de 1500 de litri. Nu, nu, nu-i hotel, deși dacă puneți un cearșaf acolo, ați putea dormi liniștiți. Și voi, și doamna, nopțile cu lună plină. Dar nici pentru asta n-au făcut Leonul supărat expandat. Nu, că s-ar supăra hotelierii, camerele lor, nu speroți. Vă puteți imagina Leonul Este brecul, cu același ampatament, distanța dintre punți, ca și Leonul Hatchback? Ha, cu ăla normal vreau să zic, adică între roți este aceeași distanță. Numai că brecul este cu 270 de mm mai lung. Impresionant? Păi 270 de mm e numai 2,7 cm. Așa, nu mai e așa de lung. Motorizarea de bază este benzinarul de 1,2 litri și 105 cai putere. Apoi avem 1,4 litri de 122 sau 1,8 litri dacă vreți cu 180 de cai putere. Toate au turbo, deci TSI.
La motorină avem 1,6 litri de 105 sau 2 litri de 184 de cai putere, tot cu turbo, deci clasicul TDI. Foarte apreciat în gamă și acum când a luat-o în freză cu filtrul Common Rail, care mai taie din putere și crește silențiozitatea. TDI-ul rămâne top of the list, dar cu Common Rail-ul ăsta care taie noxele și taie și puterea. Legislația, ce să-i faci? De ce motorizare să alege, transmisia poate fi automatică sau manuală, în 5, 6 sau 7 rapoarte. Cunoașteți probabil sistemul de ambreiaj dublu DSG, unde nici nu se simte când se schimbă vitezele și accelerația este liniară, ca la avion, de la 0 până pe la 200 de km pe oră, pentru că majoritatea sunt limitate electronic acolo, ca să lase numai avioanelor plăcerea de a decola într-adevăr. Având turbină, ambele versiuni, motorină sau benzină, ating suta în aproximativ 7,8 secunde. Asta depinde sigur și de nervii soacrei, de cine mai e cu voi în mașină sau de care este bugetul pentru alimentare, că oricum gem de prune nu are rost să faceți punând un butoi de prune în brațele doamnei din dreapta. Nu așa se face, măcar iertați butoiul. Puneți-i prunele în poală și călcați accelerația în blană. Dacă nu-i place, mai adăugați un pic de zahăr. Notați o premieră, Seat Leon Break n-a mai existat niciodată. Toate ideile nefericite au un moment de pornire și apoi vine momentul adevărului. Nu se va vinde. Fanii modelului Leon nici nu știu unde este piața. Deci n-au ce să facă cu un dita mai port bagajul sau cu o mașină pe care nu numai că nu o pot parca, dar când îi văd prietenii în ea, fac mișto și nu se cade. O să vedeți. Cine vă spune că modelul ăsta este exact Golful 7 Estate, vă ia de fraieri sau nu știe ce vorbește. Golful este mai mare în port bagaj, 605 litri cu banchetă sau 1620 litri cu ea culcată. Cu bancheta, vreau să zic. Deci Leonul mai e și de jucărie acum. Oameni buni, de ce l-ați mai făcut?